Stațiunile Neptun Olimp au fost odată perla litoralului. Din păcate, administrația locală, timp de 20 de ani, le-a ignorat. Eu am făcut din stațiuni o prioritate. Eu am adus fondurile necesare pentru reabilitarea tramei stradale. Strada, trotoarele, iluminatul public. Astfel, stațiunile se arată ireproșabil. Stațiunile sunt o șansă enormă a Mangaliei și trebuie să avem grijă de ele. Am avut grijă ca una din prioritățile primăriei să fie reabilitarea și ecologizarea lacurilor din Neptun. Pentru aceasta, am atras fonduri europene în valoare de 4,4 milioane de euro pentru ca lucrările să fie efectuate la standarde europene. Am reușit să schimb aspectul acestei zone, iar reacția turiștilor este una pozitivă. Sunt mândru de cum arată acum lacurile din Neptun. Cordonul Saturn-Venus este un alt proiect de amploare realizat cu fonduri europene. Am dovedit că avem competențe și că știm cum să aducem fonduri europene pentru dezvoltarea Mangaliei și a stațiunilor. După ce timp de 20 de ani stațiunile din sudul litoralului au fost lăsate în paragină, ca primar m-am ocupat în primul rând de confortul turiștilor care vin la noi. Sunt mândru de cordonul Saturn-Venus și știu că turiștii apreciază această zonă. Trotuarele din Mangalia și stațiuni sunt reabilitate acum, în mandatul meu, pentru prima oară de la Revoluție încoace. Un oraș turistic ca Mangalia trebuie să arate bine și să aibă infrastructura pusă la punct, pentru ca Mangalia să arate cu adevărat ca un oraș european. Sunt mândru de cum arată trotuarele din Mangalia acum. Aducerea gazului metan în Mangalia este o promisiune pe care am făcut-o în 2008 și pe care am realizat-o. Este cea mai importantă realizare a mandatului meu. Gazul metan ne permite să folosim centralele termice de bloc pe gaz pentru încălzire și astfel locuitorii municipiului Mangalia nu vor mai depinde de nimeni niciodată pentru căldura în casele lor. Chiar în aceste momente se lucrează în Mangalia la rețeaua de gaz metan. Până la sfârșitul lunii iunie, primele apartamente vor fi branșate la gaz metan. Sunt bucuros că am reușit să aduc gazul metan în Mangalia în doar 3 ani și jumătate de mandat. Anveloparea blocurilor din Mangalia era necesară, în primul rând pentru confortul cetățenilor municipiului și pentru ca ei să plătească facturi mai mici la căldură. În al doilea rând, pentru ca aspectul orașului să se îmbunătățească și să fie mai plăcut. Am reabilitat până acum 18 blocuri în Mangalia, 22 de blocuri sunt în lucru și nu ne vom opri până nu le vom anvelopa pe toate. Sunt mândru de cum începe să arate municipiul nostru. Portul turistic este proiectul meu de suflet. Este unul din locurile cele mai dragi mie. Reabilitarea portului turistic în mandatul meu arată că se pot face lucruri frumoase dacă se vrea. Am accesat fonduri guvernamentale de peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea portului turistic. Acum portul este la standarde europene și
și-a găzduit și va mai găzdui regate internaționale. Portul turistic este o șansă de dezvoltare pentru toată Mangalia. Sunt mândru de cum arată portul turistic.